Vorbim tot despre scumpiri. Uleiul, cartofii, pâinea și făina, toate s-au scumpit amețitor în 2021 față de 2020, însă cei mai mulți bani i-au scos din buzunarele românilor energia electrică, la fel cum spuneam și noi și v-am arătat la Antena 3, dar și gazele și carburanții. Mergem la colega mea, Valentina Vasile, care a studiat toate datele. Valentina. Bun găsit tuturor, rata inflației a ajuns la 8,2%, iată care sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult. Uleiul s-a scumpit cu 27%, plăteam pentru un litru de ulei în decembrie 2020 7 lei, acum prețul este în prezent 9 lei. Cartofii sunt mai scumpi cu aproape 25%, iar pâinea și făina cu 10%. Plătim mai mult și pentru utilități, în ciuda tuturor măsurilor pe care guvernul le-a implementat. Prețul energiei electrice a crescut cu 15%, iar la gaze cu 51%. Alte scumpiri s-au înregistrat la combustibil, prețul s-a majorat cu aproape 23% și iată că și țigările sunt mai scumpe cu aproape 6%.